Românii din diaspora au trimis acasă 4 miliarde de euro în primele 8 luni ale acestui an. Datele PNR arată că doar din Marea Britanie au ajuns în țară 900 de milioane de euro. Mai mulți bani decât anul trecut au trimis și românii plecați la muncă în Italia sau Spania. Românii din diaspora au trimis în țară în primele 8 luni din 2022 cu aproape 200 de milioane de euro mai mult față de perioada similară a anului trecut. Potrivit datelor BNR, din ianuarie până în august au ajuns în România aproximativ 4 miliarde de euro. Economia a continuat să crească în Uniunea Europeană și în Marea Britanie și, prin urmare, veniturile încasate au fost mai mari. De asemenea, datorită inflației, au crescut și salariile, deci implicit veniturile, spune Adrian Codârlașu, vicepreședinte CFA România. În primele 4 luni ale anului, cei mai mulți bani erau trimiși acasă de românii din Germania, urmați de cei din Marea Britanie. Acum locurile s-au inversat. Marea Britanie urcă pe primul loc, cu cei mai mulți bani trimiși în țară de către românii care lucrează acolo, 897 de milioane de euro, față de 796 de milioane de euro bani trimiși de românii din Germania. Nu este greu de înțeles de ce Marea Britanie a urcat pe primul loc. Potrivit statisticilor oficiale, cea mai mare comunitate de români este stabilită în Regatul Unit. În 2021 erau înregistrați aproximativ 540.000 de români. Creșteri sunt și din Italia, dar și din Spania față de anul trecut. Din Italia s-au trimis circa 617 milioane de euro, iar din Spania 310 milioane de euro în primele 8 luni. Statul italian a investit în construcții, mai exact, dacă eu investeam 100.000 de euro să-mi refac casa, atunci după ce terminam lucrările, statul italian îmi dădea înapoi 110.000 de euro. Și cum știm foarte bine, cel puțin bărbații care locuiesc în Italia lucrează în construcții. Deci a fost mai mult de lucru și cine lucrează în construcții câștigă mai mult decât anul trecut. Anul trecut câștigau poate jumătate față de acum ca salariu, explică Marian Mocanu, un român stabilit în Italia, notează Digi24. Aceste remiteri de bani ajută economia pentru că finanțează contul curent care este într-un deficit substanțial, undeva la 10% din PIB. Mai mult, acești bani susțin familiile din România celor care lucrează în străinătate și ajută desigur consumul din țară și implicit creșterea economică din România, mai declară vicepreședintele CFA România. Economiștii spun că banii trimiși în țară ajută și la stabilirea leului, pentru că susțin cererea prin schimbul valutar din euro în lei, relatează știri de Cluj.ro.